pentru că pe 30 ianuarie îl sărbătorim pe cel care a scos în evidență toate tarele societății românești și care, deși vremurile se spune că s-au schimbat, este încă de actualitate, Teatrul Municipal Târgoviște îl sărbătorește pe Ion Luca Caragiale, cel mai mare dramaturg pe care l-a cunoscut țara noastră. Cu această ocazie, actorii Teatrului Municipal pun în scenă piesa Dale Carnavalului, în regia lui Toma Enache. Din distribuția spectacolului fac parte Constantin Cotimanis în rolul lui Pampon, Cătălina Mustață în rolul Miței, Gabriel Duțu și mulți alții. Teatrul Municipal Târgoviște a hotărât ca, cu această ocazie, să prezinte premiera spectacolului Dale Carnavalului în regia lui Toma Enache. Este o nouă montare, Dale Carnavalului la Târgoviște, o nouă montare care acum reunește actori cu talent, energie și creativitate, actorii tineri ai Teatrului Municipal, dar și actori cu experiență, actori de marcă din teatrele bucureștene. Este vorba despre Constantin Cotimanis, Cătălina Mustață, Gabriel Duțu și George Constantinescu, actori colaboratori, iar actorii Teatrului Municipal, cei din distribuție, sunt Liviu Cheloiu, Miruna Vâju, Sebastian Bălășoiu, George Buică și Cristian Olaru. O comedie a lui Caragiale pe care cu toții o știm, dar merită văzută varianta propusă de regizorul Toma Enache.